Mulțumesc, domnule președinte. Interpelarea mea este adresată ministrului Răzvan Cuc, ministru al transporturilor. Stimate domnule ministru, interpelarea mea se referă la drumul național 18B ce leagă Baia Mare de Târgu Lăpuș. Acest drum național a fost, în practic, timp de ani de zile, o minge de ping-pong aruncată între autoritățile județene și cele naționale. Fiecare a promis reabilitarea lui, dar s-au realizat de-a lungul vremii doar cârpeli. Chiar la începutul anului trecut lucrările au fost reluate, s-a schimbat chiar directorul zonal al CNAIR și până la urmă ne-am ales cu 10 km modernizați din aproximativ 45 de km. Dacă ne uităm pe declarațiile făcute în iulie anul trecut, reabilitarea întregului tronson ar fi trebuit să dureze 2 luni și jumătate. Însă de la începerea lucrărilor au trecut aproape 9 luni. Prin urmare, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeți când vor fi reluate lucrările pe drumul național 18B Baia Mare Târgu Lăpuș și în câte luni aproximați că vor fi finalizate aceste lucrări. În final, aș dori să spun că cea mai bună încheiere la această interpelare este sloganul PSD de la europarlamentare: România merită mai mult. Vă mulțumesc! După o săptămână de la începerea lucrărilor, acestea s-au stopat, s-a greșit rețeta la asfalt, s-a spus. Vreo 40 de zile s-a făcut pauză, s-au reluat lucrările câteva săptămâni în 2018, reușindu-se să se aducă în condiții bune de rulare aproximativ 10 km din drum. De atunci, pauză, deși de mai bine de o lună se putea lucra pe drum, arată deputatul USR de Maramureș, Vlad Duruș. Nemulțumit de abandonarea lucrărilor, acesta a cerut printr-o interpelare ministrului transporturilor să intervină de urgență.